Bună ziua! Intervenția chirurgicală de himenoplastie înseamnă că să construim himeno din nou înapoi la loc. Ce este important să știți că la reconstrucție de himenoplastie, efectiv, eu construiesc tot himeno înapoi la loc din mucoasă vaginală și să ne asigurăm că himenul să arată la fel cum a fost și înainte. La o lună de zile după aceea operație, dacă să meargă pacienta la un control ginecologic, nimeni nu să dea seama că himenul a fost rupt vreodată. Nu folosesc tehnica asta care punem un singur fir în care așteptăm să se rupe. Nu există așa ceva. Eu când fac himenoplastie, eu mă asigur că himenul o să fie construit exact, perfect, rotund, exact cum a fost și înainte. Și asta diferența dintre himenoplastie care fac eu și la niște himenoplastie care am văzut făcând din alte parte, în care pacientele, după 3 luni la un control ginecologic, ginecologul a zis că nu are niciun himen acolo, asta datorită faptului că probabil a fost pus un singur fir în speranța că se rupe și să sângereze. Asta nu este scopul acelei operații. Operația de himenoplastie este o operație unde trebuie să ne asigurăm că construim tot himenul înapoi cum a fost și înainte. Mulțumim!